Pentru că am amintit măsuri restrictive și pentru că am spus că trebuie să facem ceva concret, mă simt obligat în calitate de ministru al Sănătății să fac un apel către Camera Deputaților, care este camera decizională în problema schimbării prevederilor legii care interzice fumatul în spații publice. Comisia de Sănătate din Senat, repet, Comisia de Sănătate din Senat a propus amendamente care permit în realitate să se fumeze în orice spațiu închis. Singura condiție este ca respectivul spațiu să fie inscripționat, nu dedicat. Special ca trebuie să fie doar inscripționat cu destinația pentru fumat. Aceasta este un atentat la sănătatea tuturor cetățenilor, indiferent că sunt angajați sau angajatori, clienți sau personal de deservire, copii sau adulți. Am așadar încredere în Camera Decizională că va corecta această greșeală. Relaxarea acestei legi nu are cum să producă efecte pozitive din perspectiva sănătății publice. Legea se bucură de susținerea majorității populației din România. Experiența țărilor europene, unde această măsură a fost introdusă, arată că efectele economice nu sunt deloc insurmontabile și că efectele acestei asupra sănătății publice sunt incomparabil mai mari.